În cadrul Consiliului de Eliminare de la Survivor România de duminică seară, Sorin s-a numărat printre cei propuși spre eliminare. Războinicul a făcut primele dezvăluiri după ce a fost nominalizat de Albert. Preferatul publicului din cadrul Consiliului de Eliminare de duminică seară a fost Albert. În calitate de preferat al publicului, acesta a făcut o nominalizare care nu a surprins pe nimeni. El l-a nominalizat pe Sorin deoarece consideră că acesta are ceva personal cu el. După Consiliul de Eliminare, războinicii au mers în camp unde i-au cerut explicații lui Albert cu privire la votul său. Tensiunile sunt la cote maxime în tabăra războinicilor. Se pare că cei din echipa albastră sunt împotriva lui Albert. Colegii l-acuză că ar avea mai multe fețe, că nu s-a integrat și nu este constant în declarații. După Consiliul de Eliminare de duminică seară, și Maria a vrut să-i spună lui Albert câteva cuvinte. Războinica susține că acesta este foarte schimbat în momentul în care ei sunt în camp. Vorbești altceva cu noi, când ai discuții cu noi, vorbești altceva și când ești acolo, despre public, despre tot ce înseamnă Survivor, despre cine te alegi, cine ce are cu tine, cineva, uite, asta are ceva cu tine și ne influențează pe noi. Noi te cunoaștem de 2 luni și jumătate, ne știm gesturile, știm ce ai, a spus Maria.